Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! De câteva zile a intrat în cinematografe primul film documentar produs de televiziunea română pentru marile ecrane, Phoenix Harjar, care spune povestea legendarei formații Phoenix. Poate, sau poate pentru mulți în mod cert, cea mai importantă, cea mai de succes formație rock din România. Așadar, o premieră acest film, o premieră pentru că TVR este pentru prima dată 100% producător al unui film care e făcut pentru cinematografe și care a stârnit deja numeroase controverse, ne de astfel, numeroase reacții, ceea ce dovedește că fenomenul Phoenix încă are priză la public, de aceea îl discutăm și noi în continuare. Și cum spuneam, numeroase critici, controverse Verse, pe măsura celor care au marcat istoria uh, tumultoasă a formației Phoenix. Phoenix uh, care a făcut fericiți generații întregi de români, dacă, chiar dacă nu întotdeauna relațiile dintre membrii trupei au fost cele mai fericite. Dar o să intrăm imediat în detalii. Deja mă uit către invitatul nostru special uh, din această seară, celebrul cantautor Mircea nu Baniciu. Bani, Bună niciun. seara, mulțumesc Bun. pentru prezență. Mersi și eu pentru invitație. Știți de ce v-am invitat pe dumneavoastră? Voastră. Nu știu. Nu? Nu. Păi, la premiera de gală a filmului, mi s-a părut așa că mai în glumă, mai în serios, ați reproșat producătorilor că v-au chestionat prea puțin, v-au prezentat prea puțin în film. Nu știu, cred că am atâtea interviuri pe câte am dat în ultima vreme, n-am dat în ultimii 30 de ani. Așa că lucrurile sunt pozitive în ce privește relația mea cu televiziunile și cu radiourile. Uh, no, deci glumea, nu un, al, un, un alt motiv foarte serios este că noastră a fost foarte detașat. Ați, ați luat în, într-o notă uh, mult mai detașat, detașată decât restul membrilor trupei, uh, toată ah, această da. poveste, cu umor, ceea ce dorim să avem și în continuare da, dialogul păi, nostru, da, da, în da. timp ce se purtau adevărate războaie la vedere în film. Exact, exact. Au fost și în film și au fost și în spatele filmului. Deci. Nu cred că, cum să spun, divergențele de imagine sau de părere au rămas, au rămas, cum să spun, îngropate. Dar cred că tocmai asta dă farmecul idei filmului pe care, pe care Cornel și cu Claudia l-au făcut și sunt convins că e un lucru care dă, dă presiune pe audiență. Deci audiența va fi bună în continuare. Da, eu o să încep cu o imagine pe care mi-a sugerat-o chiar Cornel Mihalache, regizorul filmului și coscenarist alături de producătoarea Claudia Duca, cu care da, o să intrăm da, în da. direct mai da. târziu. O imagine cu dumneavoastră. Uh, suflând în jarul Phoenix După plecarea trupei În 1977 După fuga din țară, din România comunistă A da, colegiului da, noastră da. de trupă Deci da. ați rămas aici să suflați în jarul ăla Ca după Revoluție, cumva, să se reaprindă Focul Phoenix A fost, uh, a fost o perioadă Chiar de suflat în jar Pentru că <laughs> N-a uh, fost simplu Asta vreau să vă întreb, cum a fost? <coughs> Eu plecat în 77 Și a în jar prin anii 77 în care uh, uh, generația Ceaușescu de conducători era era sus de tot n-a fost simplu plus că erau și cei de la securitate uh, cei care până în pre, până în preajma sau uh, în ideea plecărilor, uh, au avut cumva grijă de noi, ne-au protejat, aș putea spune, și nu întâmplător, pentru că aduceam foarte mulți bani. Deci, Era o trupă care uh, chiar s-a descurcat uh, financiar. Și Aduceați bani care pentru intrau stat, și în conturile lor? Nu, da. aduceam bani din spectacolele noastre pentru stat, bineînțeles. Și de aceea oamenii mai închideau, mai închideau ochii. Urmând, spre exemplu, acum, mergând prin țară și văzând toate toate întreprinderile mari și, și uh, toate dărâmăturile, toate chestiile alea dezafectate care nu mai există și pe care noi le-am construit cu banii noștri. Deci a fost o chestie pe care, uh, pe care au, uh, uh, și nu numai cu banii noștri, dar mă gândeam la cât am fi putut câștiga noi în, în, din spectacolele noastre atunci, când se făceau stadioane, să de sport și așa mai departe. Da, dacă ați fi fost întrebat la momentul respectiv, nu ați n făcut parte din thriller ăsta? Pentru că, până la e o poveste de, de, film artistic, nu doar de da, film documentar. Nu a fost chiar thriller, a fost păi ceva să, aproape de thriller. Să, da. să pleci în niște boxe ascunși în boxe, da, într-un da, camion. Da. La vamă, până când se știa că ia pedepsa. Ce pedepse. Triller era dacă îi prindeau. Da, da. Bun, nu se, nu se știa că da. De acolo începea <laughs> trillerul. Exact. Da. Dar ați da. rămas aici la momentul respectiv și vă întreb dacă. Da. De ce? Dacă da, da. Dacă deci, da, de da, ce? Da, pe, pe asta m-au întrebat și ei. Ei m-au întrebat de ce. Și am zis de unde ei, să știu propus? de ce. Uh, mie dacă mi s-a propus Da, să evadați împreună cu ceilalți uh, Nu știu, vag Pentru că discuțiile au fost foarte uh, Puțin, uh, cum se spun uh, Concretizate sau la concret Nu se, nu trebuia să se știe nimic Și tocmai de aia Cred că aș și reușit uh, plecarea asta Eu în orice caz Mi-am pus, uh, mi pus întrebarea de ce de ce când aveam de toate aici, ce facem acolo. Deci dumneavoastră și... dacă vi s-ar fi propus sau dacă, pentru că înțeleg că n-a fost un plan de cunoscut de toți membrii uh, trupei au fost luați cumva uh, că am văzut în film uh, și știm din istoria da. trupei, uh, pe nepusă masă tocmai ca să nu se afle, urcați într-un uh, da? Uh, într-o mașină și până la urmă Uh, nu, terenul a fost atonat înainte și au fost niște discuții, bineînțeles cu fiecare în parte. Nicola le-a purtat conducătorul nostru iubit al trupei a, a, a pus întrebări vagi, deci cum să spun nu concret la concret. Deci planul nu era concret. Exact. Ideea era Ideea, ideea mea a fost cum să vă spun, să întreb în primul rând unde ce facem acolo dacă știm limba, dacă ne așteaptă cineva, dacă muzica noastră se duce sau poate să ajungă în Germania sau unde, unde trebuia să se plece undeva? Și tocmai am citit am citit interviul fostului solist al Fenixului, care a plecat în 70. Moni Bordeanu. Moni Bordeanu și care povestea. Tocmai de lucrul acesta, de faptul că a fost și el chemat în Germania, el stând în state, în New York, a venit în, în Germania ca să, să colaboreze, să cânte împreună cu ei. Eu lipsind de la fel și zice, cea mai mare prostie a fost aceea că uh, nu s-au pregătit înainte. Deci n-au avut un plan de bătaie bine Știazi stabilit. Știați lucrurile astea când uh, ați discutat? Da. Adică no. a, ați spus că ați avut niște nu. întrebări. Asta au fost -ați primit, întrebări. N-ați primit răspunsuri convingătoare. Nu, no, nu. No, no. Am primit un răspuns foarte vag uh, atunci bine. Și cu asta s-a terminat. Am ieșit din, am ieșit din uh, să, să spun, de din ecuație. Deci s-a lămurit totuși eu, un lucru care a preocupat i-a preocupat pe mulți dintre iubitorii Phoenix și nu numai. Sigur că dacă da, fost, că... dacă vi s-a propus sau nu, nu v-ați simțit dumneavoastră, n-ați fost abandonat. A... nu abandonat adică ei au plecat la plecat fără să vă ia dar... și pe dumneavoastră. Da, ar fi trebuit da. să, să, să mă ia și pe mine pentru că dacă nu era Moni Bordeanus, spre exemplu, băiatul primul solist din, din state, care vorbea engleză, care vorbea germană, care avea prezență în zonă, deci mă refer la faptul că era plecat în Occident de 10 ani de zile. Și avea altă, cum să spun, viziune asupra tot ce se întâmpla. Numai că el nu mai putea cânta piesele Fenix. Asta a fost marea problemă. În rest, n-ar fi fost nimic, chiar ar fi mers înainte, în cazul în care, în care el ar fi făcut față. Doar că piesele noastre, făcute în acei 10 ani, parcurși de la plecarea lui și până la plecarea celorlalți, au fost niște ani foarte, foarte. Uh, plin de experimente, de experiențe sau compus niște cântece mult mai complicate decât, ce, uh, decât ceea ce se cânta atunci. Acum, da cu să 10 ani capitolul este. acesta, uh, până la urmă ați rămas în țară, Nu uh, n-ați avut o depresie ceva după plecarea lor? Uh, nu v-ați simțit? Nu era cât pe ce să am o depresie, pentru că, pentru că uh, cum să vă spun, persoană publică ajungând, ca persoană publică să fiu pândit din toate părțile și cu foarte multe întrebări... Securitatea. Sigur că da, ven culise, veneau din stânga, veneau din dreapta, nici nu știu cine. Poate și de, din cei care mi erau prieteni, puneau întrebări, urmând ca da. ele să fie scrise. Și, și, și totuși, Nane, ai reușit să mai cântați, că de-aia spus că Să mai cântați în piesele Phoenix. Acum, uh, mai pentru a că o chestie... de a spus că ați întreținut uh, cumva. Uh, uh, toată jarul. lumea spune, o singură persoană nu vrea să recunoască uh, treaba asta. Păi știm Li noi cine. Liderul. Uh, normal. Păi, da? Liderul, haideți da. să vedem da. ce spune liderul. Și revenim, da, da. că e important în da, capul sigur. dialogului nostru. Da, da. Fenisul este un concept artistic. Cine îl sprijină, vine, pleacă, vine, pleacă, nu mai e interesant. Și nu, nici nu ar trebui să ne axăm pe linia asta. Important este partea emoțională care reușim, deci starea emoțională pe care reușim să o creăm și reușim, sunt mândru de asta. Am văzut săli care plângeau, săli care râdeau și săreau în sus. Ai de mine. Am pățit. Am pățit odată, pe scurt, în, în oaș, cântam cu... am luat-o pe Cassandra pe care o ador. și el cânta cu coșii negri. Un bocet. Și noi îl acompaneam, dar l-am făcut un masiv. Bocetul a devenit un imn. Mă uit, vreo 5.000 de oameni acolo curgeau lacrimi la el. Și se aude tot mai prost trupa, zic, ce n-ai pasă? Când mă întorc basistul, plângea și el, se uita la mine, zic, ce tronge? Aruncă basul și fuge de pe scenă. Așa era de prăpădit. Deci, Casandra, care are o putere de, de emisie și, și interpretează extraordinar, are o... Ah, doamne! Da, da, nu e important cine vine, cine pleacă din Phoenix, ci starea pe care ți-o transmite formația, da, spune nu Nicu Covaci. Nicu Covaci, dar ideea este că din câte trupe am auzit eu că s-au înființat, s-au desființat și s-au reînființat, care au cântat împreună, niciodată n au fost atâtea schimbări. Uh, părerea mea că dacă ai schimbat o trupă, uite, Paul McCartney, spre exemplu, plecând din Beatles, uh, n-a continuat cu numele de Beatles, deși cred că ar fi putut, că i avea pe toți cei trei, pe uh, Harrison și pe. Și, uh, și pe... Uh, Ringo, cu el. Deci putea să continue cu numele de Beatles, dar n-a continuat. A continuat cu alt, sub, sub alt nume. Deci, uh, cred că în momentul în care se schimbă se schimbă oamenii, poți să-ți permiți să, -să, să schimbi și numele trupei. Dar, uh, mă rog, asta, asta a fost experimentul nostru. Și nu știu dacă a folosit sau nu, dar creează totuși un pic de, de, de discordie. Da, idea. creează în continuare, dovadă că n-ați reușit anul trecut, când s-au plinit 60 de ani de la înființarea trupei, să faceți acel concert aniversar pe care mulți fani și l-ar fi dorit. Cred că au fost niște păreri diferite, apropo de, de mersul spectacolului, de cine trebuie să intre în spectacol, de cine nu trebuie să intre în spectacol și așa mai departe, niște neînțelegeri. În niciun caz n-a fost vorba de bani. Deci, da. era vorba la început de programul care trebuie prestabilit și, și uh, acceptat și, bineînțeles, uh, urmărit. Da. Uh, aveam uh, pro, o promisiune către telespectatori uh, să intrăm în uh, legătură directă și cu producătoarea filmului, cu Claudia Duca, Claudia și cu scenarista arături de Cornel Mihalache și cred că o avem acum. Da. da. Bună seara, Claudia! Bună seara! Mulțumim foarte mult Mihai și ție și Ioanei pentru că acum când filmul e deja la public continuăm să-l promovăm și să arătăm de fapt că avem o producție foarte, foarte valoroasă care uite că atrage și atât de mult atenție și asupra, și asupra publicului larg nu doar asupra fanilor Phoenix. Da, este un pariu al, al vostru, această intrare în cinematografe cu un film documentar marca TVR. De ce... Considerați că a trebuit, a, a meritat să vi-l asumați? Există încă uh, un interes mare la public pentru Phoenix? Și de ce? Că bănuiesc că răspunsul e pozitiv, că da, dar cum vi-l explicați? E, bineînțeles că e un subiect care atrage masele mari, nu doar fanii Phoenix, ci pe toți cei care au fost interesați de fenomenul muzical din acea perioadă. Dar filmul este un film documentar foarte bine făcut și el merită să ajungă la public și din perspectiva asta, unui cinefil veritabil. E un film care are o regie excepțională. Cornel Mihalache reușește să construiască dintr-o zeci de ore de filmare și de interviuri o frază unică alături de Roxana Elecheș, care face un montaj impecabil și este în primul rând un produs cinematografic de excepție, care și are locul în sălile de cinema din România la nivel național, și doi are și o poveste care este, dacă vrei, cumva comercială sau de interes mai mare pentru publicul larg, dar valoarea filmului, repet, este una pe, pe, gustul cinefililor. Povestea relației dintre relațiilor dintre membrii trupei stârnește în continuare tensiuni, animozități, controverse, reacții multiple. Una dintre ele a venit chiar din partea lui Nicu Covaci. Bănuiesc că era previzibilă sau nu? După vizionarea acestui film în care Nicu Covaci cumva reproșează faptul că nu se vorbește în film despre actuala formație Phoenix, cea în care ea, el este lider, și cu, împreună cu niște tineri care cântă sub numele Phoenix acum. Mă rog, mai tineri era decât... Mihai și nu era previzibilă reacția asta, pentru că domnul Covaci a fost de la început alături de povestea filmului, știa ceea ce vrem să facem. Își dorește, bineînțeles, că acest nou Phoenix este tot un proiect de-al dumnealui și își dorește foarte mare vizibilitate. Vizibilitate pe care, în mod cert, nu putea să-i o, să o, asigure acest film care are o altă temă și un alt obiectiv dacă trupa nu are vizibilitatea pe care și-o dorește sau nu e pe radiouri atât de prezentă pe cât își dorește dumnealui, probabil că explicațiile trebuie găsite în altă parte. Noi ne-am dorit să facem un film despre o trupă care aduna, de care aduna stadioane, despre o trupă pe care nu o poate contesta nimeni și, de asemenea, povestea filmului, așa cum ai văzut și tu la premiera de gale, este una extrem de obiectivă, iar meritul domnului Covaci în toată istoria phoenix nu este negat în niciun fel de niciunul dintre membrii trupei. Și atunci da, da, mi se Nicu pare Covă că aceste... da, povestea, așa. aceasta va atrage atenția și asupra trupei actuale și asupra proiectului Phoenix de 60 de ani, dar mai ales asupra unei povești care are niște vârfuri foarte importante. Plecarea pe care ați dezbătut-o și voi mai devreme, inclusiv activitatea din Germania a trupei, aspirațiile ei, dar foarte important este toată povestea pusă în contextul acelor ani 70, într-un comunism extrem de dur, în care acești oameni, unul dintre ei cu tine în platou acum, au reușit să dea o oază de speranță oamenilor care locuiau și trăiau în cele două ore de emisie și în puținele filme de la cinematograf, restul Bucurie erau... Foarte, foarte puțin. Mulțumim Claudia, felicitări pentru film succes, sunt convins că va fi, va veni și succesul de casă Am pentru acest. Am acord deja, film. deci miercuri va fi în Cluj. Și deja am fost sunat de câțiva dintre prietenii mei importanți de acolo din Cluj și care au spus, m-au întrebat de ce, de ce filmul ăsta este proiectat într-o sală atât de neimportantă. Clujul având niște cinematografe foarte, foarte bine puse la punct. Da. Uh, și mă rog, acum chestia asta e o chestie de organizare, le-am spus. Și urmează, în cazul în care se vor umple sălile și va da lumea pe din afară, cum era pe vremea noastră, cred că cu siguranță se va, se va întâmpla să, să, să... Vorbea Claudia despre faptul că ați dat oamenilor speranță într-o perioadă extrem de dificilă Așa pentru a fost. români. Și noi ne-am dat speranță, pentru că noi dându-ne nouă speranță, în primul rând am dat speranță și celor care... Bun. Deci Dune, ideea noastră poate... pe scenă era, se poate. Se poate. Da. Ideea dumneavoastră personală a fost că se poate în continuare, chiar în vremurile alea. Exact. Dovadă ceea da, ce da. spuneați mai devreme și explicația faptului că ați rămas în țară. Da. Alții membri ai trupei, colegii dumneavoastră, au considerat că nu se putea. Haideți exact. să vedem ce spune Ioși. Exact. Da. Ioși Caplu. Da. De ce am plecat? Lipsea libertatea, în primul rând. Libertatea de a merge unde vrei. Asta am simțit-o. Deci, oric oricât am avut de mare succes, și oricât aveam plete și nu știu ce, dar amenințarea devenea tot mai, mai intensă. Dar am fost interziși bucată cu bucată. Deci, noi la început vindeam discuri, făceam turnee, apăream la televizor, la televiziune. Deci era activitate. Faceam discuri. La un moment dat am dispărut de la televiziune. Asta a fost primul lucru, din cauza aspectului. Nu mai apăream la televiziune, nu mai apărau nici, nici emisiunile care erau imprimate, după care a urmat vânzarea discurilor. Discurile nu s-au mai vândut, la radio nu, mai, nu se mai cânta Phoenix. Uh, ultima interdicție a fost uh, cu concertele. Dar noi făceam totuși concerte pe stadioane, dacă mă credeți sau nu, dar am făcut. Am făcut concerte pe stadioane cu organizatori locali care aveau interesul uh, de a câștiga bani din. Uh, vânzarea biletelor, pentru asociația de sport, fotbal, nu știu ce. Deci se, nu se afișa, nu se facea niciun fel de reclamă, doar, fii atent că cântă Phoenix. Și se umplea stadionul. A doua zi dispăream, deci, nu, ce, concert? Nu, n a fost niciun concert. Așa se întâmpla. Și bineînțeles că situația asta se răsfrângea și asupra psihicului și asupra. Uh, deci, ne, la un moment dat ne-a frica. Păi ce facem? Păi, dacă mă duc cu pletele astea pe stradă, poate uh, mă arestează astea. Bun. Deci, astea au fost motive serioase pentru a termina cu. Uh, situația. Dorința de libertate, fricile de pe timpul lui Ceaușescu, noi motive nu... serioase de plecare pentru membrii trupei, am văzut asta și în filmul documentar, dar nu și pentru dumneavoastră, înțeleg. De ce? Pentru ați simțit că, aceeași a... presiune, aceleași Nu știu, frici? presiunea a fost din partea oficialităților, pentru că noi nu mai corespundeam ca imagine cu scopul și a toate tradițiile pe care le promovau ei. Deci trebuia să fii cu minte, să-ți vezi de treabă, să fii la locul de muncă, să stai la coadă la benzină la toate alea care se întâmplau și noi nu eram, nu eram incluși în, în da, segmentul nu e, ăsta. Nu erați privilegiați prin faptul că adică stăteați la coadă la benzină ca orice om? nu aveați anumite privilegii? Prin, Mai aveam, nu. Prin privilegii. faptul că erați cunoscuți Sigur că da. Sigur, aveam privilegii pentru că eram cunoscuți, dar nu, nu întotdeauna. Deci, n-am ajuns niciodată să stau la coadă la lapte sau la ore sau la, mai știu eu ce, nici la benzină nu prea, nu, prea, nu prea stăteam la codă, pentru că aveam niște surse uh, speciale de carburant de benzină. Doar da. că, uh, văzându-i pe ceilalți, avea starea pe care ei o transmiteau. Adică da. o stare de asta de neliniște, că nu era, nu se găsea. Că nu, nu aveam ceea ce ne trebuia în mod firesc și lucrurile absolut necesare. Nu erau. Și atunci... Uh, după cum uh, ziceau și proverbele că românii, uh, românii deși nu aveau nimic aveau de toate și așa mai departe e un, uh, un slogan din ăsta uh, Românul s-a descurcat părerea mea, doar că noi nu eram, eram incluși în, în zona asta de a descurcăreților, ci. S-a descurcat mai puțin în zona drepturilor uh, fundamentale ale omului, mai puțin în zona de libertate. De libertate, aici, aici era. Aici, aici, aici era. a fost o problemă. N-ați simțit-o la fel în. N-avă să ieșim. Asta n ați la fel de lung ca ceilalți pentru că ați văzut ce spune Ioși, da. că bă, se simțea în pericol că vine cineva de pe bă, stradă, vreun securist, ceva și punem el și. S-ar fi putut întâmpla, dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Da, așa știam asta. Noi. Noi. Aveți părul mai mic parcă decât. Eu, da, eu aveam părul mai mic, motiv pentru care am și trecut prin facultate și am luat toate examenele. Nici cu și cu Sepi n-au avut norocul ăsta. Adică n-au reușit să termine niciunul să-și termine facultatea, să-și dea diplomele la facultate, pentru că mie mi-a povestit că, că a ajuns la conservator unde trebuia să-și dea examenul de diplom și nu l-au primit, au zis. Da. Se ducă, Cine... Să se tundă. Ceea ce acum, acum e de râs, dar atunci nu era de râs, să știți. Evident că nu era de râs, dar da. mă rog, acum ne mai putem permite să facem haz de necaz. Da. N-ați făcut o facultate oarecare? Ați făcut arhitectură? arhitectură. Dacă nu mă înșel. Da, da, dar nu pot să spun că mi-a fost foarte ușor, pentru că Eram studenți, eram uh, în aceeași perioadă cu proiecte de, uh, proiectele de școală, eram cu examene, cu multe chestii le-am dat pe toamnă, le-am dat mai târziu. Așa era perceput și cu... ce în trupă mai ca băiatul mai cu minte față de ceilalți, adică mai cu minte Da, așa? cred că da, cred da. că da. Eu, eu și cu Costin Petrescu, amândoi am făcut arhitectura. El era mai mare, toboșarul trupei de atunci, uh, și el era la arhitectură, dar el era la București, eu eram la Timișoara, mai aproape de casă. Să zic așa, și mă sfătuiam că el, fiind mai mare cu Să fi contat și faptul acesta în evitarea unei oferte clare de a pleca cu trupa, că i mai cu mințel? S-ar putea, s-ar putea să fi fost. Nu știu, să fi vrut să vă protejeze într-un fel, nu știu. Eu tot sondez, să aflu cât mai mult despre aceste episoade care intrigă. Lumea se bănă. În ziua de Deci în Multă se, de exemplu, bănuiește că se pleca, a plecat cu aprobare. Nicu Covaci nu știu, am auzit astfel de teorii. Păi și acum sunt discuții de cum a plecat și cum a venit, păi pentru că spuneți-ne. el știți, a plecat, spre exemplu, a primit un, un pașaport de apatrid, de, ce, de fără cetă, un pașaport fără cetățenie, dar foarte repede l-a primit. Și cu pașaportul fără cetățenia a venit în, în luna mai, probabil ajutat. Cred că a, a fost și și, cum se spune, intervenția lui Păunescu atunci în perioada aia, că noi am făcut și un turneu, un turneu în care s-au făcut niște bani buni. După revenirea lui în Celebrul turneu în care i-a cerut bani în tren după aia, de, nu? am cerut Dar banii. un turneu pe litoral Pentru și ați că insistat să-i dați bani. Trebuia, trebuia să, stăm, să stăm să, așteptăm. Băi, dă-ne banii, mai frate. Lasă că nu vă trebuie bani acum. Băi, dă -ne -a banii. I -a, dat, -a dat atunci, nu? În tren după ce a cerut. O nimica toată față de cât s-a câștigat. No, Mi-a dat așa că pentru că ei trebuiau banii pentru plecare. Că el a plecat după, după zilele alea, ei a doua zi noapte au plecat. bun, deci bănuiați sau știați că o să plece cumva, simțeați că o să plece și de, aceea insistați să, să vă dea banii? Cred că am mirosit. am mirosit, mirosit ceva. mirosit ceva? Pentru că povestit el în film cum i-ați cerut, la surprins în tren, cum i-ați cer, cerut banii insistent. Nu, dar n-a fost așa. N-a fost așa și nici... Pe, cum el, a fost? El a și spus că n-a fost așa. Lucrurile au fost aranjate înainte de Nicu, cum obișnuia să le aranjeze. Uh, uh, uh. Fostul solist Moni Bordeanu era deja în tren. Deci nu mai era nicio problemă cu banii lui Baniciu sau ceva. Dar uh, trebuia ca Baniciu să stea cu minte și nu trebuia să ia toți banii atunci. Mă rog, asta a fost, dar nu mai discut de chestia Hai asta. Haideți să vede și pe Moni, că stii, tot l-ați amintit. Da, seara cu el. E foarte bolnav și... Îmi pare tare rău pentru el. 62-70. Asta înseamnă pentru mine Phoenix. Pretenia ce era atunci. Noi o numeam gașcă. Aici, probabil, s-ar fi chemat trupa. Am scos și primul disc care... Electrecord a, au crezut că nu o să se vândă discul și trebuie, au trebuit să facem și două bucăți în engleză. Da, și e canarul da. cu... Canarul cu vremuri era pe disc, cred, și... În Lady Madonna cu... Cu Frari on my mind. Da. Care s-a vândut ca în acasă. Dar nu din cauza bucăților engleze, ci din cauza da. Vremur. Vremul s-a cântat mult la Marea Nagră, și așa a început rotația. lumea o ascultat la marea neagră și au început să cumpere discuri. A început să cumpere discuri. Și știu că prima oară când a venit poștașul cu 15.000 de lei pentru că s-a vândut discul, m-am bucurat imens. Ah, extraordinar. Da, Moni Bordeanu, vorbind despre gașcă, despre relație de prietenie dintre membrii formației, acum probabil se referea mai ales la trupa uh, vechi. Anilor 60. Anil anilor până în Asta Asta fost... ați venit după, ați perceput la fel, uh, adică tot ca pe o gașcă, ca o relație da, de... Da, ce, ce federație, da. de exemplu, uh, uh, credeți că aveați cu, cu Nicu Covaș? De business sau de prietenie? La început de prietenie. deci Nicu a fost ca fratele nostru mai mare. Fără discuție. Și înspre final a devenit uh, șeful. A devenit șeful care care ne plătea și care avea grijă, avea grijă de noi. Așa cum știa el să aibă grijă uh, de fiecare din noi. s a dintre, schimbat pe parcurs? Noi. Da, sigur. Ce da. credeți că l-a schimbat? Banii. Bani. bani. l-au schimbat pentru că am avut o perioadă cu bani foarte mulți. Deci, perioada înainte de, de 70, atunci când am făcut stadioane și am făcut săl de sport, și deși lumea se plângea sau ei se plângeau că nu au avut condiții, nu eram băgați în seamă oficial. Dar neoficial, lucrurile au mers foarte bine. Pentru dumneavoastră. Pentru mine și pentru Spai, echipă. Da, pentru, trupă, pentru că pentru Nu echipă. pentru toată România, mă rog, aici da, vorbim. Da. Da. Deci, da. nu duceam lipsă de foarte multe lucruri. Dar credeți că ar mai fi ținut, ar fi putut să mai țină această situație în condițiile în care Ceaușescu importase mai târziu modelul norcorean cu toată uh, duritatea? De asta ne-a fost teamă și nouă. Și mie mi-a fost teamă. Nu știam ce o să se întâmple. Deci nu aveam nicio cum să spun, siguranța a zilei de mâine. Dar care în sensul e părerea noastră? Dacă politic. facem așa un exercițiu de imaginație, ar fi rezistat fionii în condițiile în care se strângea și știm ce condiții au urmat? Eu cred că da, pentru că nu aveau alte cale sau nu aveau alte, uh, cum să spun, puncte de, de atracție pentru, pentru lume. Mă refer la. a apărut cenaclu-flacăra care a fost făcut, cenaclu-flacăra l-a făcut pe cu tot pe rețeta noastră. Deci a fost făcut la început și adică? continua să fie cu instrumentele noastre, cu scena noastră, cu poziția noastră vis-a-vis -vis de spectatori, pentru că era pe afiș scena cu Flacăra și Phoenix. Uh -huh. Phoenix a aducea lumea la început. Deci a fost o mină de aur pentru mulți. Pentru mulți, Phoenix. sigur că da. Și atunci cred că uh, n-a fost niciun interes să ne desfințeze sau să ne trimită acasă. Pentru că uh, în ce ne privea plus că noi n-am fost chiar Bun. atât de rebeli cum, spre exemplu, au fost unii dintre scriitori, dintre poezi, dintre cei care erau erau cu scrisori și cu cu cu, cu proteste pe față. Deci la noi protestul a fost cumva mascat sau uh, uh, n putea ascuns, aluziv. Cumva. Exact, aluziv, aluziv, prin aluziv textele în cuvinte în texte în în mi-a putea da un exemplu acum de scenă. La... Păi, păi la -au prima fost, uh, noi știm că e așa, dar pentru publicul poate mai tânăr, și, deși cu multă lume e... Nebunul închiși, spre exemplu, nu l-am cântat eu, l-a cântat Bordeanul, dar a fost. Uh, 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 Versurile sunt făcute după The Full on the Hill, deci nebunul de pedal care spune ce ne așteaptă și, uh, mă rog, uh, Apocalipsa care urmează. Da. Uh, uh, Canarul, canarul, simbolul Canarului care stă întregratit închisoarea... și așa mai departe. Sigur. Și au mai fost și altele. Deci noi, fiind puși în situația să cântăm uh, textele și toate astea pe inspirație populară, am fost... Uh, uh, ne-am deplasat puțin ca ideea de, textual, adică putea de să Da, și putea să invocați la o adică filonul acesta etno uh, și care va fi apărat cumva, pentru că Uh, și la nivel oficial se punea mare pres pe, exact. pe un anumit tip de folclor. Exact. Uh, uh, ce vreau să vă întreb uh, în continuare, bun, era clar că nu se știe la momentul respectiv, dar era o mare spaimă că s-ar putea ca Feonis să aibă mult mai mult de suferit. Uh, în condițiile astea, se poate spune totuși despre Nicu Covaș că a fost un, într-un fel un vizionar? Da. Că s-a gândit că, băi, nu știu dacă vă mai ține, haideți totuși să mergem în lumea liberă? Adică a avut... Multă lume, retrospectiv, judecă acest fenomen ca fiind o greșeală, fuga din țară. Păi și dar el. la momentul respectiv e greu să faci judecăți post-factuale. Da, a fost într-adevăr o greșeală pentru că n a avut suficientă intuiție, mergând pe ideea că uh, afară e mai bine ca aici. Într-adevăr, ar fi fost mai bine, dar din alt punct de vedere. Pentru că în niciun caz nu aveam șansa să facem muzică acolo. În Germania, nu știam germana, nu aveam nicio legătură cu cultura germană, decât, mă rog, din ce am învățat la școală. N-aveam uh, uh, niște relații sănătoase cu uh, impresarii, cu producătorii de spectacole, cu media de acolo. Deci nu aveam niciun fel de legătură. Ei au avut, au avut niște legături, cum să vă spun, întâmplătoare, cu niște prieteni la o sticlă de whisky, la o țigară, la, mă rog, ce s-a întâmplat acolo. Dar nimic serios. Da, deci ca ceva și ceea de genul socotala de acasă nu se potrivește cu cea din avea târg. Cum, Dar nu acum. cum. Aici au greșit ei. Aici e o problemă, multă da. lume dă vina pe târg, nu pe socoteală. Acum pe păi, târg a fost altfel decât și l imagina. Asta e... E interesant. Dar n-aș vrea să trecem peste filonul inspirației Phoenix și despre acest lucru a vorbit Cânderică și da, rămăsesem dator Ovidiu. Da, Ovidiu Lipan și telespectatorilor să chem așa cu toată Pleiada. Sau mă rog, parte din Pleiada de artiști de sub umbrela Phoenix, poate cea mai reprezentativă. Haideți să vedem ce zice Cânderică și Ovidiu. Da, da. Să-l vedem. Există energia fiecărui timp. Și eu cred în lucrul asta pentru că perioada politică, perioada aia, perioada aia, a venit cu o, o, o muzică frumoasă cu influențe rusești, hei, tramvai și care aveau armonii rusești. Dar energie cu dominantă, dominată cu forma de structură slavă perioada frumoasă, care pe noi ne încânta, muzica frumoasă, orchestrații frumoase, simplă, tineri, frumoși, haiduci, n-au fost neapărat pe muzica occidentală. S-a creat un sindrom românesc. Și de asta era, gura asta de aer era nevoie pentru tineretul din perioada aceea. Noi am venit și cu canta favore s-a ridicat și mai sus. Potențial a fost, că dacă nu era potențial, nu ajungea și nu avea continuitatea Asta Asta dovedește și piesele care le-a făcut Nicu Covaci. Uh, Mica Țiganiadă, buguri de Fluier, uh, nu mai vorbesc uh, 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 Tamara uh, Timișoara și Numbra Marelui Urs, care este o capodopere, după părerea mea. Asta înseamnă să ai potențial, că nu-ți bagă în buzunar, dar îți dă. Și asta s-a întâmplat cu grupul Phoenix. Noi am susținut foarte puternic. Fiecare a fost devotat. Și am cântat cu plăcere muzica. Am trăit împreună cu plăcere. Asta e. Aveam mirosul trupei, eram... Ne, să completam, ne completam unul pe celălalt. Era ceva... Da. Frumusețea vieții. Da, am fost niște ani ok. A fost o ană ok. Foarte frumoși ani. Din punct de vedere al haiducilor. Pentru fiecare carierați. dintre noi a fost și haiducie, dar poate mai puțin uh, haiducie, cât uh, a fost o școală. Deci noi ne-am educat în trupă, uh, având acces la niște lucruri pe care niciodată, fără Fenix, nu uh, nu le-am fi avut aproape. Mă refer... Ați exploatat acest filon uh, de inspirație și în carierele, în proiectele ulterioare ale noastre, solo sau cu alte trupe? Eu, da, sigur. Ca experiență, pentru mine acești șapte, opt ani, aproape zece ani cu Phoenix, au fost, au fost o școală extraordinară pe care am folosit și astăzi. De ce n-a mai apărut? Care explicația, care explicația fenomenului Phoenix am avut-o deja după această discuție și după câte cunoaștem? Dar explicația faptului că n-a mai apărut ceva comparabil? Comparabil a fost, din punctul meu de vedere, sau comparabili au fost, din punctul meu de vedere, cei zece ani cu pasărea Colibri. Deci care a fost uh, un uh, un proiect, un proiect făcut mult mai simplu, deci nu atât de dur și atât de uh, agresiv, aș putea să spun, să spun, dar uh, a fost un proiect elegant. Un proiect în care uh, fiecare dintre noi a avut uh, a avut șansa, să spună, ce vrea. Da. În Phoenix nu prea exista chestia asta. Uh, uh, nu prea aveai ocazia să spui întotdeauna uh, sau să spui ideile pe care le aveai, Phoenix... pentru că era altă disciplină. Bun, Phoenix-ul doar că mai reprezintă? E mai pe uh, ceea ce știm cu toții? Sau, nu știu, e mai e perceput la fel de fan? Nu. Din păcate. Din păcate, nu. Nu știu, nu văd. Și nu văd cum ar putea fi. Am ascultat și ultimele piese ale lor, și, mă rog, modul în care ei cântă tot, cântecele cele noastre de atunci. Deci, ei trăiesc din seva pe care am dat-o noi atunci, în anii 70, și care a rămas valabilă pentru că lucrurile făcute atunci au fost excepționale. A rămas valabilă până la un punct, că apropo de percepție, că da, spuneați că nu, publicul nu percepe. Uh, în mod exact ceea da. ce, ca fiind Phoenix-ul de -altat. Asta dovadă și în ceea ce se întâmplă da. în Ei percep în că... trupa Phoenix care cântă piesa, cântă Nunta da. Negru Vodă, cântă Andri intru... Popa, cântă, cântă cele pe care le-am făcut noi în anii 71 și Mai 77? credeți într-un concert aniversar Phoenix 60 de ani? Sau mă rog, 60 de ani, acum deja au trecut, că am trecut au fost 60 de ani, da? Acum, în seara asta, dacă mă întrebați, vă spun sigur nu. 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 Bun, dar hai să, încheiem totuși, vă propun într-o notă optimistă, faptul că a existat un fenomen Phoenix, faptul că spuneți că dumneavoastră că au mai apărut și proiecte comparabile, precum pasărea Colibri, ne îndreptățește să credem că vom, vom mai avea parte de așa ceva în muzica sunt, românească? Sunt convins, sunt convins. Să pe și sunt muzicieni foarte talentați în perioada asta. Cred că lipsește o scânteie undeva ca lucrurile să se ducă înspre, înspre, înspre ce am fost noi. O scânteie? Da. Da. Sunt trupe care cântă foarte bine, dar niciuna n-a ajuns la nivelul nostru da. de atunci. Deci să, face, să facă stadioane, să facă să-l desport, să, să fie ca o, ca o, ca o marcă pentru, pentru muzica românească. Nu s-a întâmplat încă lucrul acesta. Există trupe foarte bune, excepționale. Deci oameni, instrumentiști foarte buni. Dar nicio trupă n-a avut impactul pe care l-am avut noi, sau nu l are. Sper să apară, sperăm să apară, scânteia sperăm acela. trăim cu speranța scânteia pentru. Că... Că... De unde ar trebui să apară? De la trupă sau de la condițiile de mediu, să zic? Cred să că toate ar concura. Deci și condițiile ar trebui să fie, pentru că noi am prins un ansamblu de, 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 de să le spun, da. momente. Care s-au adunat și au dus înspre ceea ce am făcut noi atunci. Mulțumesc, Mircea Banișu, eu, mulțumesc. Să se alinieze planetele, și să apară scânteia. Și să apară scânteia. Mulțumesc. Vă mulțumesc, mulțumesc și astfel, doamnelor și domnilor.